Un bărbat de 54 de ani a condus o auto utilitară pe A1 dinspre Timișoara înspre Lugoj, iar în dreptul localității Recaș se pare că pe fondul unor afecțiuni medicale a intrat în coliziune cu parapetul de pe partea dreaptă a sensului de mers și s-a oprit pe banda de urgență. Se pare că șoferul ar fi făcut infart. Din nefericire, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul bărbatului. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.